Bine v-am regăsit! Familia preotului este chemată să propovăduiască adevărata credință și ea devine astfel un model pentru credincioșii unei parohii. Preoteasa este modelul soției, modelul mamei și ea devine liant de multe ori între preot și credincioși. În comunitățile ortodoxe din diaspora, preoteasa are un rol aparte. Vorbim astăzi despre rolul preotesei, imediat la secvențe Trinitas. Bianca, soția părintului Petru Deaconu de la Centrul Bisericesc Ortodox Român din München, se implică trup și suflet în comunitatea de români pe care o păstorește părintele. Nu m-aș fi așteptat vreodată să părăsesc țara. Am studiat limba și literatura română în țară cu mult drag, inclusiv un master în studii literare românești. Deci, în mod clar, eram orientată probabil spre învățământ în țară. Am luat venirea aici ca pe o provocare și așezându-ne ușor aici, mi-am dat seama că, în definitiv, cred că m-a pregătit Dumnezeu dinainte, pentru că aici e mai multă nevoie de un profesor, de o persoană îndrăgostită de limba noastră, de cineva dornic să păstreze tradițiile, să-i ajute pe copii să înțeleagă cine sunt, de unde vin, chiar dacă sunt din familii mixte. În ceea ce privește activitatea, să spunem așa, de preoteasă, încă sunt novice, învăț. Mulțumim lui Dumnezeu, există lângă noi oameni frumoși, oameni care ne sprijină, oameni de la care avem foarte multe lucruri de învățat. Cu tihnă, cu pace, încercăm să răspundem cu perseverență, cu bucurie, oferind oamenilor toată dragostea și toată capacitatea noastră în toate privințele. Sperăm să ne lumineze Dumnezeu, să fim și vrednici de chemarea la care ne suntem puși. Face ore de religie, dar și de limba română cu cei mai mici enoriași. În fiecare duminică, după momentul Sfintei Împărtășanii, copiii împărăsesc biserica și vin în centru parohial, unde, împărțit în două grupe, de la 3 la 7 ani, respectiv de la 8 la 14 ani, ținem ore de religie. 40 de minute vorbim despre Dumnezeu, despre credința noastră, împletind și aspecte despre tradiția noastră românească, despre cum ne definim noi ca cetățeni români, inclusiv nenți, dar în primul rând ca aspiranți la împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, avem foarte multe ateliere de creație dedicate copiilor, unde încercăm să aducem în față și nu doar tradițiile noastre, cât și poveștile de care noi ne-am îndrăgostit în timpul copilăriei, dorurile cu care am mai rămas. Sunt foarte bucuroasă, mamele comunității noastre sunt extrem de curajoase. Vin cu copiii de la prima ora Sfintei Liturghii, copiii așteaptă în biserică cu minți, ascultă, învață. Ulterior venim la ora de religie și, spre surprinderea mea, deși inițial am avut emoțiile firești ale începutului în ceea ce privește ora de religie, deși câteodată mai intru la oră poate un pic obosită sau abătută sau poate încărcată sufletește, întotdeauna ies zâmbind de pe ușa sălii în care ne ținem ora. Copiii au o energie fantastică și o căldură, o lumină în privire, o bucurie de a trăi, de care nu ai cum să nu te îndrăgostești și pe care nu au cum să nu ți-o transmită. Bianca face parte din grupul Maria Stăniloae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, înființat la inițiativa preotesei Adina Gila de la parohia Tübingen. Suntem rândurile. Cred că este mare nevoie aici din diaspora să ne unim în rugăciune, să ne inspirăm, să simțim că nu suntem singuri. Venim câteodată așa într-o lume, parcă suntem singurati și nu avem prieteni ortodoxi, nu știm ce am putea să facem, nu știm, nu avem materiale suficiente și atunci dacă realizăm aceste conexiuni între noi, este mult mai ușor și munca noastră. Da. Plus de aceea este împărtășirea acestor ofuri. Câteodată ne este greu, iertare, la Sfinții de dată, știți că ne este greu, câteodată ne vine să spunem, nu mai pot. Provocările sunt multe, însă și puterea vine pe măsură. Sperăm la final ca reacțiile oamenilor să crească mai tare decât planurile noastre inițiale. Doamnele preotese au avut binecuvântarea și bucuria unei întâlniri de suflet în cadrul adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, dar și cu alți ierarhi din țară, dar și din diaspora. Soții, nu e neapărat să se privească unul pe celălalt. Să privească amândoi aceeași direcție. Să te uiți tu și ea către Dumnezeu și atunci
chiar mai mult decât te uiți tu la el și ea la tine, și prin aceasta vei avea puterea mult mai mare să te uiți la el, să te uiți la ea. Avem două modele bune și în Sfânta Nona și în Maria Stăniloae, care probabil va fi și ea în rândul Sfinților, Dumnezeu știe, cele din urmă, credem. Și mă gândeam, Sfânta Nona, fiul ei, Sfântul Grigorie Teologul, are un cuvânt grozav despre ea, ca mamă creștină, avea grijă de treburile vieții cu atâta osârdie de parcă nu s-ar fi ocupat cu rugăciunea, și în același timp era atât de atentă la rugăciune de parcă nu s-ar fi ocupat cu grijile vieții. Tare frumos, spune Sfântul Grigorie despre ea. Cred că orice duhovnic în întâlnirea cu enoriașii săi insistă în primul rând pe importanța rugăciunii, pentru că rugăciunea oferă sens izbovitor evenimentelor din viața proprie, din viața familiei, din viața parohiei, din viața eparhiei, din viața lumii. Mărturisea un ortodox convertit în Statele Unite: rugăciunea fundamentată pe dragoste este totul, restul este doar minciună. Prin jertfa asumată și prin rugăciunea neîncetată, preoteasa, de multe ori ajunsă la capătul puterilor, va putea să facă față tuturor încercărilor dacă este călăuzită de cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Când zic nu mai pot, să zice cu Sfântul Apostol Pavel, toate le pot în Hristos. Să nu zicem niciodată nu mai pot, mi-e prea greu și așa mai departe. Pentru că zicând aceasta, introducem în mintea noastră, în sufletul nostru, energii negative care te paralizează. Dar când îți faci singur curaj, pentru că și te rogi, că nu poți să-ți dai tu însuși curaj, curajul vine de la Dumnezeu, când te rogi, când îți pui nădejdea în Dumnezeu, când strigi la Dumnezeu, nu înseamnă că trebuie să stai neapărat în genunchi ceasuri întregi, dar strigi pe moment la Dumnezeu: Doamne ajută-mă, Doamne întărește-mă, Doamne dă-mi curaj, Doamne nu mă lăsa. Și Dumnezeu face absolut minuni după credința pe care o avem. Stă de vorbă și cu domnele preotese din eparhie. Ce probleme au ele? Sunt problemele lor diferite față de cele din România? N-aș zice că sunt așa diferite. Chiar astăzi cineva a formulat că suntem aceiași români pe peste tot în lume, și în România, și în Germania, Austria, peste tot în lumea aceasta. Poate că sunt niște specificități ale locuirii și viețuirii aici, legat de loc de muncă, de limbă, care e o chestiune complicată. Germana e o limbă grea pe care trebuie să o înveți ca să te poți integra aici, să nu devină cumva greoaie viața pe termen lung, da? Că aici este miza. Cu cât stai mai mult, trebuie să fii mai integrat în societatea de aici, ca să nu te simți un corp străin, cumva. Dar în rest, tot așa, probleme de educație a copiilor, de supraviețuire în lumea aceasta, de interacțiune cu celelalte, pentru că ce e valabil la preoți, respectiv depășirea distanțelor, la preotese e mai greu. Preoții se mai întâlnesc mai des la slujbe pe care le fac împreună. Preotesele nu au astfel de ocazie și de aceea am și creat această asociație a preoteselor, ca să avem un cadru și pentru ele de interacțiune și de susținere reciprocă în cele din urmă. Da, rolul preotesei este fundamental și aici, și mai cu seamă aici, dar și în țară și peste tot locul, pentru că preoteasa face foarte mult, poate ajuta foarte mult sau împiedica foarte mult lucrarea preotului. Și acolo unde există armonie, înțelegere în familia preotului, unde sunt copii binecuvântați de Dumnezeu, atunci viața din familie se răsfrânge asupra parohiei, a familiei mari a preotului, cu rezultate excepționale. Preoteasa trebuie să dăruiască timp și dragoste atât familiei ei, cât și familiei din biserică. Adina s-a mutat în Germania imediat după ce a terminat cursurile Facultății de Teologie. A venit aici cu o bursă de studiu alături de soțul ei. De cât timp sunteți în Germania? De 21 de ani. Da, 21 de ani la Heidelberg, cu studii, cu gândul de a rămâne un an.
și de a ne întoarce acasă. Și de atunci am făcut de aici una acasă și încercăm să-l trăim pe acasă, aici. Dar cum de s-a creat oportunitatea aceasta de a rămâne? Că de la un an la o viață... Așa este, bursa s-a tot prelungit, după aceea am primit o ofertă de muncă de la locul unde am făcut practica la Heidelberg. După terminarea studiilor ne-am gândit să ne întoarcem și am dorit să facem acolo anumite proiecte și nu s-au cristalizat, căutam răspunsul, mă rog, căutam să ne găsim locul. Ne gândeam că este locul nostru în România, însă Dumnezeu a avut alt plan cu noi și pe când am întors din acel drum în România, din acea vacanță, primisem întrebarea de la înaltul dacă nu dorește soțul meu să fie hirotonit aici pentru că avea un plan cu el și așa a început și... a doua a noastră viață ca și preot și preoteasă în diasporă. Despre întâlnirile cu celelalte preotese ne spune clar, ne întâlnim pentru Dumnezeu. Tocmai de aceea a înființat grupul Maria Stăniloae al preoteselor din eparhie. Mai întâlneam la aceste adunări eparhiale, erau mici întâlniri, așa firave de a firipa ceva împreună. Și în toamnă, anul trecut, la întâlnirea de la Heidelberg, prima întâlnire internațională a preoteselor, având în vedere că a avut loc pe teritoriul Germaniei, ne-am luat din mandin și am spus acum trebuie să ne organizăm și noi, să luăm și exemplu celor din jurul nostru și dorim, adică simțim nevoia de a strânge rândurile între noi. Și atunci am format acest grup în toamnă, la inițiativa Preasfințitului am pus numele de Maria Stăniloae, optând pentru exemplu unei preotese, care, după părerea noastră, a avut și o viață de sfântă. Și așa a luat naștere în toamnă. Și ce faceți? Mă gândesc că aveți un grup pe WhatsApp. Așa este, clasica metodă acum de WhatsApp. Încercăm să ne întâlnim sub formă electronică acum, întâlniri online, în care, în primul rând, să ne cunoaștem între noi. Distanța aici, în diaspora, este o mare problemă. Parohiile vecine sunt la distanțe destul de mari și să ne întâlnim este foarte greu. În România, întâlnirea e mult mai ușoară la un maslu, la un hram, la o slujbă, e mult mai ușor. Aici este foarte greu, mai având în vedere că și lucrăm majoritatea dintre noi preotesele aici. Și atunci ne întâlnim și vrem să ne întâlnim online și vrem să ne cunoaștem. Asta este primul lucru. Și în toamnă vom avea o întâlnire a noastră, a celor din Germania și Austria, în format fizic, față către față, să ne putem și îmbrățișa. Și care unul dintre scopuri este și schimbarea de experiențe, să ne vedem cum putem să ne îmbogățim din experiențele celorlalți, să ne spunem of-ul, să ne bucurăm unele de altele, să ne consultăm reciproc, să schimbăm chiar materiale catehetice. Este unul dintre gândurile noastre și pe acest grup se întâmplă acest lucru, să ne întărim un pic în munca asta cu tineri în parohie, cu copii, cu viitorul, pentru că acum trăim un boom așa al exodului din România, însă se va liniști și atunci trebuie să vedem cum avem grijă de cei care sunt în biserică și pentru asta trebuie să ne ajutăm reciproc. Preoteasa este inima parohiei, dar și inima ei este parohia, ne spune Adina. Lăsăm doar în mâna lui Dumnezeu și încercăm să renunțăm un pic și la voia noastră sau să împlătim voia noastră cu voia lui Dumnezeu, așa, să-l înduioșăm și pe el, să ne asculte și doleanțele noastre, de asta încercăm să-i urmăm și noi lui. Și soțul meu poate să ocupe doar de parohie, acum doar eu lucrez și el se ocupă doar de parohie. Până nu de mult lucram amândoi și ne împărțeam un pic. Între timp au crescut și parohia, au crescut și necesitățile, și provocările, și numărul de credincioși. Este și o bucurie pentru noi să vedem acest lucru, însă privim și cu anumită durere, pentru că toți acești oameni pleacă de acasă. Și ne gândim cu tristețe cine mai rămâne acasă, mai ales că vedem că vin o grămadă de oameni pregătiți, oameni capabili, oameni frumoși. Ne bucurăm că avem ocazia să facem aici o muncă minunată cu ei, însă ne doare pentru țara noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că prezența preotesei la biserică este esențială, iar lipsa ei din viața parohiei constituie un afront pentru credincioși. Toți care au venit aici au venit pentru o stare materială poate mai bună, poate pentru o șansă pentru copii să studieze la o școală cu anumite perspective și nevoia câteodată, singurătatea, dorul
i-a dus pe oameni împreună și s-au găsit unii pe alții, l-au găsit pe Dumnezeu într-o altă perspectivă. Viața în diaspor este mult mai dinamică, mai familiară. Noi creștem în parohie sau trăim în parohie ca și într-o familie. Împărțim toate și bune și rele cu cei din parohie. Știu că liturghia niciodată nu se termină. Așa este. Liturghia după liturghie. Exact. Ne bucurăm și pe trei, adică și zile de naștere, și botezurile, mesele de după sau căsătorii, dacă avem, le facem la biserică. Cu toate că noi nu avem spațiu, avem doar o mică capeluță, dar am ridicat corturi pe lângă biserică, ne-am întins în grădină, facem cum putem. Spațiul este mic, biserica este primitoare pentru toată lumea și în mijlocul bisericii întindem și masa, facem și seminarii, și orele cu copii, și întâlnirile doamnelor. Toate activitățile se fac în fața lui Hristos. Și asta este bine, pentru că îl simțim totdeauna privirea lui asupra noastră și suntem mult mai conștienți, trăim mult mai atent ceea ce facem. Și la toate activitățile astea pe care le-ați enumerat, deloc puține, participă și doamna preoteasă. Da, ea este motorașa acolo. Da, pentru că părintele săracu este foarte ocupat și solicitat către oameni și este nevoie de un sprijin din spate și mai ales dacă îl fac cu bucurie, primești și multă energie. Da. Pare a fi așa un alt loc de muncă, un alt job a fi preoteasă. Este. Colegii mei de serviciu se amuză și spun că eu am o viață dublă. Aici în Germania este un pic cu altă conotație, viața dublă. Nu am asemenea viață dublă, însă este într-adevăr un al doilea job, un full-time job, care te solicită enorm, îți răpește foarte multă energie, multă atenție, pentru că după ce ești vie osenit de la serviciu seara, oamenii te caută, te solicită. Preoteasa este primul ajutor al preotului în misiunea sa pastorală, având în permanență conștiința că trebuie să fie totodată pentru comunitatea parohială reper spiritual și moral. Fiecare are personalitatea ei. Pentru cineva este ușor să cânte, pentru cineva este ușor să vorbească cu oamenii și în același timp pentru altcineva este greu să interacționeze sau să cânte. Fiecare să-și găsească talentul ei și cu acela să lucreze, pe acela să-l înmulțească, pentru că făcând ceva cu bucurie vin și rezultatele pe măsură. Dacă ar fi să spun ceva ce trebuie să fie, să fie aproape de Dumnezeu și aproape de oameni. Și atunci celelalte cred că vin de la sine. Prin implicarea lor activă, preotesele susțin biserica, tradițiile și valorile ortodoxe în întreaga lume. Este un alt fel de slujire, dar cu aceeași conștiință, asumarea propovăduirii cuvântului Evangheliei.